Ei, salut! O cultură frumoasă de urzici, rame care au clacat la momentul în care am încercat să le recuper unele cu miere pe ele. Cutia cât de cât sterilizată, partea de jos a cutiei, are urzini și pe spate. Iarbă, industria lui Marc și Marc care se retrage după ce și-a făcut seaua. Și aici un amărât de stup pe două corpuri de mer. Da, sunt 13 grade acum, sau erau. Încerc să-l fac conservă, să-l apăs așa într-un corp. Așa arată aici. Mă gândeam cum să reușesc eu să fac asta super blinovă, ăla sau blinovă. Ziceți voi, cum să-l aduc pe ăsta? Vedeți cum arată aici. Deci mor formul. Și acum, ca să nu există dubii la băieții ăștia care au impresie că le știu pe toate. Păi vă imaginați că au fost și prin America, na, sunt experți. Sau nu numai că au fost prin America, s-au fost și pe unii au fost. Prin Ucraina sau pe unii au fost. Treaba lor, da? Hai să vedem aici. Nici nu pot să... Aoleu, nu pot să ridic o mână. Dar dacă ați văzut, ați văzut. Eu nu știu ce ați văzut acolo. Nici nu mă interesează. Singurul lucru care pot să-l mai fac eu, să mai pun un capac care zace acolo, alături. Iau corpul ăsta de pe fund, că trebuie să-l curăsc, e plin de mizerie. Îi aduc corpul ăsta jos, de așa, pun familia pe cele două corpuri de mer. Da? Se supărată pe mine că le-am deranjat structura. Da? Încercam să-mi dau seama. 13 grade, spune că suntem 20 martie. Da. Este tucătură, este mizerie, iar modelul ăsta de... Da, tati, lasă, că dacă mă cer după cap, nu mă supăr. Dar să nu mă mai țep de o față, bine? E o albină care știe să mă atace la mască. Da, da, nu, la mâini nu mă atacă, că mi-am dat cu uleiuri esențiale și nu vrea, deși eu m-am pregătit să mă înțepe de mâini. Modelul ăsta, mie mi se pare o prostie imensă pentru francezi. Așa, de ea lor, eu am alt concept. Aha, așa că trebuie să fac ceva, că nu o să stau cu el așa de săcut. Ce mai fac în momentul ăsta? Crește iarba foarte mare, va trebui să și cosesc aici. Cum povesteam, în afară de eterna și veșnica topire de ceară și pregătitul ramelor și băgat la clădiri, construit-o de nuclee. Construit-o de nuclee. Pregătirea creșterii. Da. Ca să fac în ciudă la unii și să arăt că și eu știu să fac copy-paste, să fiu plagiator, că e la modă treaba asta, botul ajunge și eu cine știe, pe ministru sau prim-ministru. O să iau un calcul ce spune Mihai Rus, mamă ce păpădie frumoasă pentru iepure. Asta vine deasupra știa. Apoi, aia de acolo, deasupra știa. Da. Aici lucrurile stau discutabil. Nu discutabil pentru că și aici este o condensare de albine la fel ca și acolo. Am muncit 2 ore ca să undes o păsă, apăs cu piciorul, să intre toată albina acolo. Asta e ok, mai slăbuș și ăsta și el, dar mă rog, se vor apă, aș vrea rămâne cu 4 stupi. Întreabă cineva câți stupi am eu, de fac eu atâta pe deștept. Da, sâc, am doar 4 stupi, voi câți aveți. Da. Uite ce frumoase sunt albinele astea. Uite aici. Uite aici. Da. Da. Asta e o albină blândă, asta o să o folosesc pe partea de tată. Uite aici rulele care sunt. Da, tate, tiu, nu-ți place să vorbesc acum, să fac filmare. Așa, 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 la imagine, agățai. Așa. Și imediat termin povestea cu ele. Altfel de, în altă ordine de idee, n-am ce să înghesui la albina asta, nu, mă văd cât m-aș strălui eu să o mut pe o singură cutie.
N-am nicio șansă, uitați-vă cât e în corpul de jos. Da. La fel este și sus. Da, va conta, mai schimb cutia. Da, am o variantă, dar deja am desfăcut cutia asta aici. De moment îi scum cutia aia, îi scum fundul, soclu. O pun pe soclu ăsta, are și deja ordin și aici. Și pe urmă, până îmi reușesc să mai fac niște socluri de astea adânci, cum este de aici, o să recupere soclul ăsta, îl sterilizez, îl spăl, așa și îmi dau soclul ăsta aici. Vă rămâne fiecare pe poziție, vor fi 4 poziții, aici e secretul, 4 poziții, în momentul în care asta va fi transferată pe viitorul banc, probabil pe asta de aici sau cine știe cum, deci vor fi aici, ai un lăspățăru și va fi un soclu, un bancă, un suportaj de 3 stopi, așa, sau de 2, depinde, la fel vor apărea și alții acolo, 5 în total. Familia aceea va veni aici, iar în locul ei va veni un roi pe dadant, doar cu parte de miere, fără, și cu puiet căpăcit, fără niciun fel de larvă și cu regina în cușcă. Și după ce cală colectează albina care e lucrătoare, așa, va accepta regina în final, că nu are nici ce să tragă. Eventual, dacă nu-i place de regina, va face boș de schimbare lichită, asta e o altă discuție. Da. Și așa voi face cu fiecare, vor fi 4 roiuri pe dadan, care le voi disponibiliza. Mai puțin poate aici, aici poate nu, 3. Da. Dar cât albine are ăsta, pot să fac 4 roiuri. Da. Doar cât albine colegătoare voi lua de la asta, știi? 2, ăla la fel e bun, deci 4-5 roiuri voi avea pe dadan de vânzare cu regine făcută de mine anul ăsta. Aici va fi un stand unde voi face și partea de regine și de lăptișor de matcă. Am spus, ăsta de aici îl voi folosi pentru trântori. Ceilalți doi nu. De ce nu? E o albină mai închisă la culoare și destul de agitată. În schimb, ăsta e ok. Uitați-vă aici. Da? Stau cu el de săcut și nu, nicio țepătură. Eu l-am zis să mă țepe în mâini. Da, nu ar vrut. Nu mai lungeți vorba. Asta este. Cam atât am vrut să vă zic. Deci, cea de acolo care a fost pe cum se cheamă la nicotul de plastic, este acolo în blă, va fi de mamă și asta de aici de tată. Va fi generatoare de rame de tată, crescătorii de tată sunt alții. Da, eu lucrez pe o albină hibrid, cum zic ăștia, pe o rasă numită Bacast, e rasă economică numită Bacast. Da. Cam așa este. Aici e un Bacast, acolo un Bacast. Alea sunt niște mixări care nu-mi plac. Asta n-a confirmat. Și atunci nici asta n-a confirmat. Cred că asta e singura care a confirmat. Cam asta este. Nivelul meu de selecție a fost limitat la 4 familii pe o linie, 4 familii pe o linie. De asta peste da, tati, da, știu că vrei să-mi povestești și tu povestea ta de... Da, dar ce să-ți fac eu? Eu vorbesc la fel de mult ca și Mihai Grama și te duci și te culci, da? Imediat vă las, da, da. Nu-și trebuie să mă băzi eu la mască. Da. Altă lăs pe piept, nu trebuie ce o treabă cu mine. Nu știu ce treabă cu mine, dar una face pe nebuna. Nu știu cum se vede degetul la colpință. Bun. Altfel spus, ca și recapitulare, când perși pornești pe două linii, da? Din patru, selecția e destul de așa ambiguă, dar asta este un punct de selecție. V-am salutat, oameni. Apropo, vorbeam la un moment dat pe selecție masală și selecții de linii, vorbeam de creșterea trântului și
toate lucrurile astea într-o întâlnire, se cheamă pe cultura de joi, e mai cumva așa, nu pentru toată lumea, mai apar și alții care sunt interesați, dar unii sunt doar în zarzavagii, alții doar cu hate-ul și alții au și ceva de spus. Da. V-am lăsat că trebuie să îmi fac treaba să schimb aici beciu. Da, cu drag. Ionel Listor. Pe curând.